Dumnezeu, un cartelaj mai bolnav, mai mai așa. Dau nimic, nu-i dau. Un mic, așa, un măgar. Dați un măgar, dacă vreți, un măgar. Nu, mai bine merg la judecată. E, domnule, ce vorbești, dumneata, de judecată? Dumneata nu știi ce hotărâre ei. Aruncă-ți ochii în jurul justiției. Vezi câte apeluri și grade de judecate, câte proceduri picticoase, câte animale rapace prin ghearele cărora va trebui să treci. Sergenți, procurori, avocați, grefieri, substituți, raportori, judecători și secretarilor. Păi, dar nu e unul din toți ăștia, din toți oamenii ăștia care pentru cel mai mic lucru să nu dea cu piciorul cele mai drepte legi din lume. Un sergent va ticlui o ordine false de urmărire în baza cărora veți fi condamnat. E condamnat la moarte Păritul Argan. Procurorul dumitale se va înțelege cu partea adversă și te va vinde pe bani frumoși avocatul dumitale. Domnule avocat, nu va fi de găsit când se va judeca procesul sau va veni și va bate câmpii fără nicio legătură cu cazul. Ei, domnule, numai gândul la un proces și m-ar face să fug de toate astea. Aoleu! Scapin, cam cât ar face catârâțul ăla? Domnule, pentru catâr, pentru cai, hamuri și pistoale, cere în total 200 de pistoli. 200 de pistoli? Nu! Nu! Nu dau! Mai bine mă judec! Treaba, fă ce vrei! Aoleo! A, vine omul de care e vorba! Aoleo! Să ne ascundem, Dumnezeule! Stai să mă ascund, să nu mă vadă! Unde că dacă îl găsesc, îi rup și la spinării, îl omor, îl umplu de sânge, îi scomoase! Aoleo, ăsta e Argan! Ăsta e... Nu, stai, domnule, stai, că nu e el, e o confuzie, nu e el! Confuzie, că îi bag chiar acum sabia în plus! Domnule! Stai, binișor, domnule, că nu numai că nu e el, ăsta e cel mai mare dușman al lui. Cel mai mare dușman? Păi e bine, drace, doamnă, sunt încântat, domnule. Au să-ți dau cuvântul meu și jur aici pe spada asta pe care o port eu, că până nu se înserează te voi scăpa de nenorocitul Argan. Crede-te în mine că îi scoat mațele pe mine. Stați, domnule, că în țara asta violențele nu sunt suferite, domnule. Nu există. Eu îmi bat joc de tot și n-am nimic de pierdut de la omoare pe mațele. Argan are să se păzească, desigur. Nu o să mă lase chiar așa să vă bateți joc. Da? Păi asta și vreau. Aoleu, drace! Aoleu! Stați, domnule! De ce nu-mi iese el înainte cu 30 de indivizi după el? Băi, de ce nu-l văd eu repezindu-se el cu arma în mână la mine? Sună! Lovește-mă! Lasă-l repede, bagă pe spate! Stai, domnule, că nu suntem noi, domnule, noi nu suntem noi! A, nu sunteți voi? Nu! O să vă fac să mușcați pământul. Mă băgați-vă mințile în cap! Mă băgați-vă mințile în cap, că mă scoate! Bine că a plecat! Bine că a plecat! Scapa? Unde s-a dus domnul ăla? După dumneavoastră, domnule. Mă duc și eu după el. De ce? Mă duc eu să-i dau niște bani lui, că mi-e simpatic. Da. Dar vreau să-i dau cam vreo 200 de pistoli. Vreau să-i dau, da? 200 de pistoli. E 200. Hai să-l căutăm, că i-am la mine. Da, hai să-i numărăm, domnule. Stați puțin să-i numărăm. Nu putem să-i ducem chiar așa. Bine. Da. Hai să-i numărăm. Nu i-aveți numărați? Nu. Aoleu. Așa. Hai. Uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exact! Scapino! Da! După ce îi dai banii lui domnul ăla, te aștept la mine!
Am să fii negreșit, domnule. Bine. Unul la mână. Acum n-am decât să-l caut pe celălalt. Au, iute-l că s-o spiște. Aoleo, domnule, n-a fost chip să te găsesc, domnule. De un ceas sunt în fața ta, ce s-a întâmplat? Ai, domnule, băiatul dumitale a căzut într-o nenorocire cea mai ciudată din lume. Ce nenorocire? Găsindu-l adineauri întristat, ne-am dus să ne plimbăm prin port. Un tânăr turc, o înfățișare, cum se cade, ne-a poftit pe o corabie foarte bine echipată. Ne-a făcut mii de politețuri, ne-a dat să mâncăm, dar cele mai bune fructe. Și am băut un vin, vă spun, de ne-a mers la suflet, mi s-a părut cel mai bun vin pe care l-am băut eu vreodată. Ce e atât de supărător în toate acestea? Nu, că stai să vezi. Pe când mâncam noi și înfulecam acolo, turcul a pornit corabia pe mare. Și când s-a văzut departe de port, dong! M-a pus într-o barcă și m-a trimis să-ți spun că dacă nu-i trimis prin mine numai decât 500 de scuzi, îți va duce băiatul tocmai la Alger cum? Sclav! Da, ce face? 500 de scuzi? Da, domnule, și nu mi-a dat pentru toată asta decât 2 ceasuri. Spânzuratul de turc să mă asasineze în așa chip, du-te, scapă! Da. Și spune că am să trimit justiția după el. Foarte. Justiție pe mare? Cred că glumești. Dar ce dracu căuta pe corabie? Păi, soarta rea-i conduce uneori pe oameni, domnule. Ascultă, scapă. Da. Să te duci. Da. Și să-i spui turcului să-mi trimită băiatul înapoi. Așa. Și să rămâi tu în locul lui până voi aduce suma cerută. Bravo, domnule. Dar crezi că turcul e atât de prost? Zici că cere... 500 de scuzi. 500 de scuzi. N-are pic de conștiință. Conștiință la un turc, domnule, ți-ai găsit? Și crede trădătorul că banii ăștia se găsesc așa, pe urma unui cal! Așa, dar ce vrei, grăbește-te, domnule, că nu mi-a dat pentru asta decât 2 ceasuri! Da, bine, bine! Uite, ține cheia de la dulapul meu! Da, țin! Ai să-l deschizi? Am să-l deschid! Înăuntru ai să găsești o cheie mare care e de la pod! De la pod! Iei toate zdrențele de acolo, le vinzi stelalilor și îmi răscumperi băiatul. Oh, oleo, păi astea-s, domnule, astea-s zdrențele! Ia-ți, dumne, cheia înapoi. Păi ce spui, dumneata, nu iau nici 100 de franci. Ce dracu căuta pe corabie? Păi ce vorbe degeaba, săracu stăpână meu, n-o să-l mai văd niciodată. Acum cred că e deja rob în Algeria. Așteaptă, scapă, mă duc să caut banii. Stăpână... Zici că 400 de scuzi. Nu, 500! A furisită corabie! Scapă! Da, domnule! Uitasem că tocmai am primit suma, suma asta în aur! Așa, domnule! Uite, banii! Da! Ține-i! Da! Du-te și-mi răscumpără băiatul! Așa voi face, domnule! Vă mulțumesc! Un om fără lege, un hoț! Da, lăsați-l pe mâna mea să-l judec eu! Să-mi ia 500 de scuzi fără niciun drept! Hei, domnule! Ce? Domnule, ia veniți! Da! Păi, nu-mi dați? Unde sunt banii? Păi, nu ți-am dat? Nu, domnule, i-ați băgat în buzunar la loc. În buzunar? Da! Iai, nu mă răi. Durerea îmi tulbură mintea. Așa este, așa e. Ce dracu căuta pe corabie? 500 de scuzi și încă 200 de pistole. Aoleu, bunicica afacere. Hei, domnule Geront! Da. Băiatul dumitale e la loc sigur. Da, pe dumneata să știi că te paște o mare nenorocire. Ce nenorocire? Crezând că vrei să-i pui fata în locul sorei lui, fratele persoanei acelea pe care a luat-o de vastă, Octav. Te caută pretutine ca să te ucidă. Nu, am văzut chiar eu pe aici, pe acolo, cu ochii mei soldați din ceata lui. Ce să fac, scapă? Trebuie să te bagi în sacul ăsta. E cineva acolo? Unde?
În sac? Da. Nu, în sac. Nu în sac, la colțul străzii. Stai să mă duc să mă uit. Stai să mă duc să mă uit. Nu, domnule, nu e nimeni. Bun. Deci, domnule Geron, trebuie să te bagi în sac, da? Dar să nu te miști cu niciun preț. Da, da. Eu am să te iau în sfinare, da? Am să te duc așa printre dușmanii dumitare până acolo. Oh. Acolo ne baricadăm și trimitem după ajutoare. Oh. Ha? Născocirea e bună. Păi cum este cea mai bună? Dacă mi-o plătesc și tu. Așa, acum ascunde-te, așa, bagă-te mai, așa, până acolo. Lu, cine este? Stai, nu mai vorbi. Văd un spadasin. Oh, eu că vine. Nu te mișca. Îl căutați pe domnul Geron? Da, pe toți dracii îl caut. Da, pentru ce afacere? Vreau să-l ucid cu lovituri de baston. Domnule, dar domnul Geron nu poate fi tratat astfel. Cine? Ticălosul? Păcătosul? Stricatul ăla de Geron? Domnule, domnul Geron nu e un ticălos, nici păcătos și nici stricat. Și ați face mai bine să vorbiți altfel. Îndrăznesc să mă contrazici? Nu, domnule, apăr onoarea unui om pe care îl insulți. A, nu cumva ești prieten cu el, cu acest Geron nenorocit? Da, domnule, sunt și mă mândresc cu asta. Aha, iată, atunci îți dau ție pentru el. Da, 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 da. Nu, stați puțin, domnule. Da, mă nenorocit, domnule, stai. Da. Adio, nenorocitilor, păcătoșilor. Stricați, dragule! Scapă, nu mai pot! Aoleo, domnule, mi-a rupt spinarea nenorocitul ăsta! Nu mai pot, nu mai pot! Cum adică? Spinarea mea dădea! Cum se dă dublă între a mea căra? Numai vârful bastonului a ajuns până la spinarea dubitală! Aoleo, nu mai pot! Aoleo, ia seama că nu s-a terminat! Vine o jumătate de duzină de soldat! Bagă înapoi calul în sac! Rap! Domnilor, să-l căutăm pe Geron, să răscolim tot orașul! Ascundeți-vă bine! Aha! Iată-l pe valetul lui! Hei, pungașule! Spune unde este stăpânul tău! Domnilor! Vă spun tot, de vă rog să nu mă maltratați! Dacă nu ne ajut să-ți găsim stăpânul, o să ne omorâm! Domnule, faceți cum vreți, a zis că eu n-am să-l trădesc! Aha, atunci ține asta! Stau să le fac! Să le fac! Arga! Dreapta! Răpsi! Răpsi! Aoleu, stai, domnule! Scapă! Mă jucam și eu așa! Tu erai! Da, tu mă ciomăceai!